De aproape 2 săptămâni, în municipiul Roșiorii de Vede se lucrează intens la repararea străzilor afectate serios în timpul sezonului rece. Sunt ultimele intervenții efectuate anual în baza unui contract de prestări servicii pentru reparații curente și întreținere străzi, încheiat în urmă cu 5 ani de administrația publică locală, cu o firmă de specialitate în limita alocărilor bugetare anuale. Continuăm cele două direcții de amenajare a străzilor și anume... Continuăm cu lucrările de reparații și întreținere a străzilor în conformitate cu contractul care există deja de 5 ani încheiat de administrația publică locală din acea perioadă și continuat de către noi cu aceeași firmă cu care am făcut și până acum. În acest sens, probabil ați văzut și dumneavoastră că s-au demarat lucrările de asfaltare a aleilor din asociațiile de proprietari și aici vorbim de asociația Elena Doamna și Violeta, în zona blocurilor T din cartierul intim, alea CFR în fața blocului 3 ABCD. Sunt mai multe obiective pe care sunt sigur că roșiorenii și dumneavoastră le-ați văzut. În afară de aceste lucrări de reparații și întreținere, avem și cele 5 străzi care se află pe finanțare de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală și care sunt executate de către un constructor care își face treaba mai bine sau mai rău, dar care este câștigătorul licitației desfășurate în conformitate cu prevederile legii pe toate cele 5 străzi. Termenul de execuție a lucrărilor de reparație este de 80 de zile, ele fiind demarate pe data de 25 martie. Referitor la așa zisele cosmetizări, vreau să precizez câteva lucruri. În fiecare an, din ultimii 4 ani, în bugetul fiecărui an au fost prevăzute sume pentru aceste reparații și lucrări de întreținere a străzilor. Valoarea totală a lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor pentru anul 2016 este de 2.193.000 lei cu TVA. Lucrările de reparații și întreținere a străzilor vor fi în valoare de 2.193.000 de lei, preț cu TVA, atât cât a fost alocat în bugetul local al anului 2016. Aș dori să fac o mențiune cu privire la o problemă care a apărut mai nou în medii, atât în mediul virtual, cât și în presa scrisă și la televiziunile naționale, anume lucrările efectuate în Asociația Violeta. Vreau să menționez în câteva cuvinte situația existentă acolo. Terenul respectiv era alcătuit din două zone, o zonă de pământ și o zonă unde existau niște alei vechi de beton turnate de pe vremea când au fost construite blocurile. Ceea ce s-a întâmplat acolo este o primă fază a acțiunii de asfaltare a întregii suprafețe. Și anume, pe zona unde a fost beton, am venit cu un strat subțire de asfalt, pe zona unde este pământ, am venit cu un strat de piatră spartă compactată. Acest lucru pentru că s-a făcut pentru că, bineînțeles, nu puteam să venim cu piatră spartă peste tot, ea neputând fi compactată pe zona de beton, și nici cu asfalt peste pământ, pentru că atunci calitatea lucrării era îndoielnică. La ora actuală, aleile de beton peste care s-a turnat acel strat de asfalt, atât de controversat, cât și zona de pământ, unde a fost compactată piatra spartă, vor fi acoperite, deci ele funcționează ca strat suport, și vor fi acoperite cu stratul propriu-zis de covor asfaltic, urmând ca toată suprafața respectivă să fie asfaltată. Din păcate, eu regret că în loc să fim întrebați asupra tehnologiei, să spun, de realizarea acestei lucrări, s-a preferat să se meargă foarte mult pe bănuieli, pe bârfe, dar... Eu cred că la finalizarea lucrărilor, roșiorenii o să vadă că lucrările sunt de bună calitate și cu atât mai puțin cineva dorește să își bată joc de bani public. Conform contractului de reparații încheiat în urmă cu 5 ani, sunt prevăzute anual lucrări specifice în funcție de priorități, pentru care au fost prevăzute în bugetul fiecărui an sume aproximativ egale, cam 4 milioane de lei, din care sunt achitate lucrările efectuate în decursul anului.